Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Oleg Brega și vă invit să rămâneți cu mine sau cu noi în direct, pentru că vom discuta despre evenimentele zilei sau aniversările lunii, ale săptămânii. Avem de discutat. Suntem trei colegi din Hyde Park și o să vi arăt acum și o să vi prezint pe toți. Eu promisesem că o să intru azi în direct pe paginile, pe canalele mele, ca să povestesc a doua zi după vaccinare cum e, a treia zi deja după vaccinare cum e, dar am avut imprudența să fac curat în chiliuța asta mea, să stârnesc praful și am acum un acces de alergie care mă face să strănut dacă scot masca, de aceea voi fi în această discuție cu mască și sper să vorbesc mai puțin pentru că am doi oratori și specialiști foarte buni alături. Fratele meu Ghenadi Brega, care e nevorbit, neexprimat și e de mult plecat din țară, dar rămâne oricum pe baricade și își amintește, mai ales în aprilie, își amintește despre momentele de glorie când a făcut valuri importante peste Prut, eu fiind la București, el fiind pe o insulă în Oceanul Atlantic, și Larisa Popovici, altădată se numea altfel, când era doctora noastră, noi eram victime ale torturii după aprilie 2009. Acum e colega noastră și e plecată și ea din Republica Moldova, înțeleg că e pe lângă Iași. Acum suntem toți pe continentul european și în apropierea Uniunii Europene, dar ne aducem aminte despre ce se întâmplă în Republica Moldova și ne propunem să vorbim azi în emisiunea asta despre violență, despre suferință, despre durere, despre tortură. Larisa e îngrijorată și mai ales de tortura, de violența domestică și de victimele violenței domestice care au mai mult de suferit acum în timp de pandemie, pentru că au obligația să stea în casă, pentru că poliția e preocupată de altceva și spitalele sunt închise pentru COVID și tot așa. Haideți întâi să amintim aprilie 2009, eram toți atunci pe baricade, Ghenadi era căutat pentru ce ar fi trebuit să facă în data de 7 aprilie, dar el a fost prudent și pe 6 aprilie seara a zis gata, plecați acasă și veniți mâine că organizează alții protestele, și el pe 7 aprilie nici nu era în Chișinău. Cu atât mai mult nu era în centrul Chișinăului. Totuși, dosarul penal care s-a deschis primul atunci pentru dezordine în masă era exclusiv pe numele lui. După care el a apărut, a mers la procuratură, dosarul penal s-a clasat și s-a constatat că alții erau vinovați pentru ce s-a întâmplat atunci. Dar se pare că în 12 ani s-a și uitat. Ieri am publicat o poză a mea cu mine, optimist, colorat, în mijlocul mulțimii. Și cineva a zis nu doar despre mine sau nu neapărat despre mine, dar a zis ce naiv și proști erați atunci, din cauza voastră se întâmplă toate porcăriile de acum. Ok, deci noi am vrut democrație, am luptat pentru libertate, pentru dreptate și tot noi suntem vinovați că în locul comuniștilor au venit niște anticomuniști mai bandiți. Vă rog, cuvântați, Ghenadi, despre deziluzie. O replică pentru tipii care comentează malițios că din cauza voastră. În primul rând, după guvernarea lui Voronin, după 10 ani în care Voronin a făcut ce a vrut în stat, pentru că era singurul care lua decizii în numele instituțiilor statului, singurul care putea pur și simplu să facă abstracție de buchia legii și să persecute cetățenii, să persecute pe cei care aveau o afacere, să împiedice pe oameni să trăiască normal. Deci în 2007, 2008, 2009 era vizibil că Voronin a pus mâna pe toată puterea în stat și încerca prin structurile de stat, prin poliție, prin procuratură, prin justiție să controleze aproape tot ce mișca în statul ăsta. Nu întâmplător, polițiștii au fost implicați foarte mulți în scheme prin care de la agenții economici se preluau bani, se preluau taxe, se împiedica micul business. În general era o atmosferă insuportabilă, greu de imaginat, pentru că lumea de atunci
pleca din Republica Moldova din cauza regimului Voronin. Deci mi se pare cumva firesc să te revolți, să protestezi, să ceri respectarea drepturilor. Iar atunci când noi am ieșit în stradă și am scandat că nu mai vrem regim comunist, pentru că noi nu am votat regimul comunist, mi se pare rezonabil. O mare de oameni scandează același lucru: nu mai vrem regim comunist, nu mai vrem hoție, nu mai vrem porcăriile care s-au întâmplat sub Voronin. Da, altceva e că ar fi trebuit să fim un pic mai înțelepți și întâi de toate să ne mobilizăm la vot masiv, cei care gândesc altfel, cei care înțeleg că Voronin a pus mâna pe putere și a călcat drepturile omului în picioare, a călcat totul, instituțiile democratice au fost pur și simplu călărite de oamenii lui Voronin, care au făcut ce au vrut. De aici a apărut Plahotniuc, el făcea porcăriile și pe vremea lui Voronin. De aici a apărut fiul lui Voronin, au apărut toți șmecherașii ăștia care au distrus instituțiile statului și nu mai sunt credibile autoritățile, anume datorită lui Voronin. Deci după 2009, dacă oamenii din spatele lui Plahotniuc au ieșit cumva în față, a lui Voronin, au ieșit cumva în față și au început să preia puterea prin diferite căi, prin a migra la alt partid, prin a boteza tot felul de partiduțe și partide mai mici sau mai mari ca fiind pro-europene. Deci Plahotniuc și Dodon după 2009 au jucat partida: noi suntem pro-vest, voi sunteți pro-est și gata, toți ne împăcăm și toți o ducem foarte bine. Dovada e că ei au furat și pe vremea lui Voronin și după ce a căzut regimul Voronin, e faptul că nu trăim mai bine. Faptul că din 2009 până 2021 toată lumea simte nevoia să plece din țară. Toată lumea înțelege că, de fapt, salariile mizerabile, lipsa locurilor de muncă, lipsa posibilității de a te întreține, minimul de a plăti serviciile comunale și să-ți rămână un ban pentru a cumpăra o carte. Deci asta e dovada că s-a guvernat prost, e dovada că Voronin trebuia de mult alungat, iar cei din suita lui, gen Plahotniuc, gen Dodon și alți dolofani din ăștia care, iată, s-au înfruptat după asta din banii publici, trebuie alungați întâi de toate prin vot. Deci am câștigat înțelepciune populară și măcar ne mobilizăm masiv cu o lună înainte de alegeri sau chiar în zilele când sunt alegerile, pentru că mi se pare esențial, dacă Moldova mai are niște intelectuali, dacă Moldova mai are o clasă gânditoare, nu neapărat să ieși la protest, nu neapărat să stai la protest în corturi 3 luni, cum stăteau pe vremuri, dar să mobilizezi toată familia, toate rudele, toți cunoscuții să iasă la vot. Altceva e că probabil ar trebui să avem mai multă presă liberă, mai mult acces la informație de calitate, așa încât să știm care și cât a furat. Doar așa mai avem șanse ca într-un viitor parlament să nu mai avem hoți, să nu mai avem corupți, să nu mai avem nepoți. Iată, nepotul lui Voronin a condus SIS-ul, ulterior a condus instituțiile de stat, acum a ajuns la Curtea Constituțională, pentru că le-am permis, fraților, pentru că ei au fost implicați în mușamalizarea evenimentelor din aprilie 2009. Iar aprilie 2009 a rămas ca o pată pe fața Republicii Moldova și a autorităților, pentru că cei aproape 1000 de oameni care au fost ținuți în instituțiile statului, au fost strânși de pe stradă, maltratați, bătuți în stradă, după aia ținuți 2, 3, 4 zile, unii chiar și câteva luni prin comisariate de poliție, asupra lor s-a aplicat tortură de către organele de stat, de către oameni în uniformă, de către purtători de epoleți. Iar dosarele de judecată în privința celor aproape 1000 de tineri care au fost maltratați în instituțiile statului de către autoritățile statului au fost marea lor majoritate tărăgânate, amânate. Într-un final, oamenii au rămas cu sechele, oamenii au rămas cu dezgust pentru Republica Moldova din cauza autorităților. Iar ca să ai o autoritate mai bună, trebuie tu ca cetățean să fii activ, să te mobilizezi, să protestezi, eventual să-ți mobilizezi rudele apropiații, iar la alegeri parlamentare viitoare să nu mai auzim că a luat șor
Coțul Șor a luat 10% în viitorul Parlament. Noi chiar suntem un neam de cretini dacă ajungem să votăm, nu știu, fiecare al 10-lea deputat să fie deputatului Șor. Noi chiar suntem atât de spălați pe creier încât să nu înțelegem că nu mai poți să dai o majoritate hoților. Dodon, Plahotniuc și Șor în Parlamentul actual au peste 75% de mandate. Ei dacă ar vrea mâine ar schimba Constituția țării. De-aia să țin cu dinții de putere, pentru că știu că în eventualitatea în care vor avea loc alegeri anticipate, s-ar putea să nu mai fie chiar atât de mare numărul lor în Parlament. Eu mi-aș dori să fie un 30% confortabil și să țină pe viață, să fie în minoritate tot timpul până se democratizează Republica Moldova, până fiecare cetățean va înțelege că e, ai putere prin vot, ai putere prin exprimare și ai putere prin protest. Altfel n-ai nimic. Altfel ești un nimeni, te poate călca oricine în picioare, poate să-ți dea salariu. Cât e salariul în Moldova acum? Ia uitați să vă întreb, cât e salariul în Moldova? Dacă prețurile sunt ca în Europa sau sunt cel puțin comparabile cu cele europene, de ce salariul de 10, de 15, de 20 de ori mai mic? Oamenii tolerează, oamenii acceptă. Hai că m-am aprins de-am. Depinde de locul de muncă. Parlamentarii au un salariu, miniștrii, șefii de instituții de stat au alt salariu și tot așa. Unii au pensii de 10.000, alții au pensii de sub 1.000. E mare diferență și în Republica Moldova și în România, dar cam în toată lumea e mare diferență de venituri și de șanse. Și asta, această inegalitate duce la mari supărări. Asta scoate lumea în stradă, asta face pe unii să scoată cuțitul și să-și facă dreptate. Asta îi face pe unii să arunce cu zelioncă. Sau nu despre asta e, Larisa? Frica, oamenii trăiesc într-o frică continuă acum, deoarece le este convenabil celor de la conducere să ia lumea în frică, că omul când este în frică, este înfricoșat, atunci este un om umil, este un om supus și îl poți manipula cum dorești și el îl lipsești de voință, îl lipsești de personalitate. Omul care trăiește permanent într-o frică continuă, într-un stres cronic, stările acestea de neliniște duc la un stres cronic și nu poți avea chiar și aplică diferite metode. Uite, chiar aceeași sărăcie, că nu-și poate permite să alimenteze, îl poate lipsește de posibilitățile să aibă un trai decent și până la urmă îl lipsești pe om și de voință. Dar omul dacă nu are voință, nu, ce luptător din trânsul pentru drepturile lui. El nu mai poate lupta nici pentru el, nici pentru alții. Și ei au aplicat toate aceste metode de tortură. Mai aceasta este o psihoemoțională, poate e un experiment, mă vârș eu prin teoriile conspirațiilor, marile teorie, se face un experiment, se face un experiment pe oameni ca să vadă până la urmă care ar fi, să-și poată să fie niște robi, ca în robie, mai rău ca în timpurile când erau robi, care Nu văd eu deosebire între când era sclavia, robia și situația de acum. Chiar nu văd. Formal, poate că este o formalitate, dar în rest nu. Și luând în considerație toate aceste metode care se aplică în prezent, ei au luat-o încet și duc în eroare, adică cu ce periculoasă această violență, că ea treptat, ei o iau de la mic la mare. Cum? Adică aceste programe de psihologice, de a acționa asupra psihicului uman, o iau treptat. Și până la urmă toți ajungă sunt niște victime ale sistemului. Altfel nici nu poți numi.
când ei separat și discuți, e mai simplu, de exemplu, când ei se discuți violența care e în familie, care acum, în special față de copii, s-au mărit mult mai multe cazuri, că au fost articole, deja s-au făcut studii în Chișinău, aceste ONG-uri, că s-au mărit numărul de cazuri de violență în familie, adică violență foarte de obicei mai des față de femei și violența față de copii. Și oamenii care trăiesc într-o neliniște, în frică, ei au tendința să-și manifeste furia. Și deoarece el, fiind lipsit de personalitate, unde își manifestă furia? În familie mai des. Cel mai des e mare și tare în familie. Adică asta, eu cred că se răsfrânge negativ această situație care este acum în Republica Moldova, se răsfrânge foarte negativ și asupra familiilor și ce cel mai grav și asupra copiilor. Și acești copii care crescuți cu în stările astea, care să zicem că nu au o încredere în viitor, nu au așa niște gânduri determinate, totul e instabil, el pe viitor ori va fi o persoană umilă, ori va fi o persoană cu tendința abuzive, agresive. Nimic bun. Generația care crește în timpurile de azi nu văd nimic pentru ei un viitor fericit, cum îl promiteau cândva cineva. Viitor Precizez că fericit. dacă vrea cineva să intre cu noi în discuție, poate să-mi ceară link de acces. După cum vedeți, folosim platforma StreamYard și deci puteți să o accesați chiar de pe telefonul mobil, fără să aveți vreun cont, nimic. Important e doar să aveți măcar un microfon sau chiar webcam și să aveți link de acces. I-am propus linkul de acces doamnei Valentina Cușnir, care ne-a salutat când am început live-ul. Și când am început să vorbim despre aprilie 2009, dar dânsa a zis că preferă doar să privească. Cineva m-a întrebat dacă, de ce port mască, ce sunt cu cineva în cameră și am explicat că am făcut niște permutări pe aici de mobilă și am stârnit praful și strănut. Și ca să pot face emisiunea, mi-am pus masca ca să nu îmi plângă nasul. Alexandru Saniuc explică, zice, credeam că e o formă de promovare a purtării măștii. Nu vreau să fiu absurd și să le zic oamenilor, purtați masca chiar și când sunteți acasă, în intimitatea voastră, în dormitorul, în chilia voastră, pentru că chiar aș fi lipsit de credibilitate, să zic, bă, ăsta și când doarme poartă mască. Nu, eu o port acum din motive medicinale, nu e de la vaccin cel mai probabil. Dacă mă apucam să fac live-ul la ora 3, așa cum am promis, despre a treia zi după vaccin, și nu mă apucam să fac curat în camera asta, n-aș fi avut acest acces de alergie la praf. Dar poate doamna Larisa are alte explicații. Cineva ne laudă, zice că e plăcut să audă măcar de undeva adevăr și obiectivitate. Ne bucurăm că au încredere în Curaj TV. Sperăm să audă de aici și să trateze ceea ce spunem noi, nu ca pe un adevăr, ci ca niște opinii ale unor oameni care au trecut prin viață și câte ceva se pricep. Spuneam, doamna Larisa e doctor, medic, Ghenadie e maică doctor în artă, a făcut și masterat la SNSPA și facultăți de cinematografie în România. Și eu am făcut masterat la Iași, iată unde e Larisa acum, dar în momentul ăsta sunt la București, activez pe baricade. Am vrut numai să zic că acum cu ce e foarte periculoasă starea aceasta, care situația aceasta politică din Moldova, că oamenii nu văd o logică. Și în stările acestea, când nu vezi o logică, o stare foarte nedeterminată,
adică se activează stările acestea de tensiune, de neliniște, de anxietate, de toate acestea, de frică pentru viitor, nu-ți vezi viitorul, ea nu numai că se manifestă asupra stării psihice sau stării emoționale a fiecărui individ în parte, dar ea până la urmă, când e de lungă durată, aceste stări nedeterminate, care lipsite de nu văd nicio logică. Cum n-ai încercat, cât de creativ n-ai fi, tot nu găsești o logică în ceea ce se trece în Republica Moldova, se manifestă foarte negativ și asupra stării fizice, adică este mărit permanent nivelul de cortizol în organism. Fiind nivel, adică așa asta duce la urmări, bolile psihosomatice, adică care, cum zic, că tot e de la, adică e cunoscut de toți și aceleași ulcere stomacale și multe alte boli care din cauza stărilor de stres cronic. Și ce o să avem până la urmă? Prin această violență domestică, prin această situație care e Republica Moldova, chiar sărmanii copii o să crească o generație care nu numai lipsesc de personalitate, dar cu probleme grave de fără a avea o încredere în forțele proprii, încă și cu probleme grave de sănătate. Păi asta și la urma urmei nu se ia în considerație că în situația aceasta de pandemie, orice stres e lovitură pentru sistemul imun al organismului uman. Păi și el devine mai receptiv la, nu numai la COVID, dar la orice viroză și la alte maladii infecțioase. Apropo de sistemul imun, îmi reproșează unul, Edward, care mă și înjură și pentru asta l-am blocat, îmi reproșează că îndemnam lumea la vaccinare și acum intri în direct. Păi, vaccinarea durează un sfert de oră. Atât a fost pentru mine data de 7 aprilie anul ăsta, la centrul de vaccinare de la Circ. M-am dus, nici coadă nu era. Am completat un chestionar, în 10 minute eram la injecție și încă un sfert de oră am așteptat să vadă dacă nu amețesc, nu cad pe jos și gata, eram liber. Și după aceea, organismul meu elaborează anticorpi și imun, îs protejat împotriva acestui virus, mai protejat decât voi, dar continui să port mască, mai ales pe stradă, continui să evit aglomerațiile, continui să mă spăl pe mâini și să folosesc cum să zic, detergent să pun ca să te speli pe mâini sau spirit exterior, nu te apuci să bei spirit sau să mănânci usturoi crezând că în felul ăsta te protejezi de COVID. Și voi merge să mă vaccinez cu a doua doză. Asta e un set de măsuri pe care îndemn pe toată lumea să le ia. Nu una dintre ele. Oh, dacă te-ai vaccinat acum, gata, poți să. Și cam așa pățesc unii. S-au vaccinat, lasă garda jos, nu mai poartă mască și se infectează și zice, e de la vaccin. Da, poate ești tu prost, poate te-ai infectat că te-ai băgat ca prost în mulțime. Te-ai dus și ai pupat icoane sau te-ai dus la alte ceremonii religioase, te-ai dus la zi de naștere și v-ați pupat acolo cu toți. Da, iată cineva susține, zice că ce spun eu e adevărat. Dar acum de ce stai cu mască? Ion Ungureanu, nu o să explic la fiecare, o să explic din 10 în 10 minute, da? Mai rămâi cu noi și o să afli. Mi pare că populația ar putea să evite foarte multe din problemele cu care se confruntă acum dacă s-ar apuca să schimbe obiceiurile nocive pe care le-a moștenit din moși strămoși, de exemplu, să nu mai insiste atâta cu pupatul mâinii, pupatul icoanelor, pentru că asta în orice condiții, indiferent dacă e pandemie sau nu, asta poate să-ți aducă multe boli. Niciodată nu știi cine a mai pupat icoana aceea înaintea ta, nu cred că stă cineva să dezinfecteze la fiecare 2 secunde, așa încât pupatul de obiecte pe stradă să nu-ți aducă boli.
După aia e foarte important să ne schimbăm obiceiurile când e vorba de activități pe care le avem în viața de zi cu zi. Larisa spune că oamenii dacă stau mult acasă, stau fără job, încep să se streseze. Dar oamenii n-ar vrea să învețe a folosi rațional timpul pe care l-au acum la dispoziție. Am stat un an acasă. Unii dintre noi am mai și lucrat, unii au program redus de muncă, alții au program full-time, dar cei care nu au un loc de muncă sau au fost reduși, ar putea să investească în educație, ar putea să caute o mie și una de cărți. Acum, orice carte, dacă vă dă în cap să dați căutare pe Google, scrieți la final titlul cărții PDF și găsiți orice carte pe internet. Cu mici excepții, poate un 5% din cărțile care au fost editate să nu le găsiți pe internet, dar totul e accesibil și sunt foarte surprins să văd că în țări europene, de foarte mult timp, au grupuri de lectură în care orice carte o cauți, o găsești acolo și toată lumea se mobilizează pentru a face schimb de impresii, pentru a găsi lucruri noi, eventual pentru a găsi lucruri pe care nu le găsesc în viața de zi cu zi. Sau mergeți la librărie și luați un braț de cărți și citiți, dați-le copiilor o altă perspectivă. Eu sunt convins că în Moldova violența în familie sau violența verbală, pe stradă, când oamenii se apucă să înjure la tot pasul, vine din lipsă de educație. Și la fel, din faptul că autoritatea a tolerat prea mult, a încurajat, de fapt, violența în familie. Atât timp cât bărbatul putea să facă ce vrea el în familie, să lovească pe cine vrea, să insulte, să înjure, să agreseze verbal, oricând, pe orice membru din familie și pentru asta să nu poarte răspundere, din cauza asta suntem printre fruntașii Europei la violență în familie și la decese din cauza violenței. Mai cred că violența ar trebui revizuită legislația, așa încât să fie ca în țările nordice, ca în țările civilizate, unde educația copilului cu violență verbală să fie interzisă. Chiar au ajuns unii să echivaleze violența verbală cu violența sexuală, ceea ce înseamnă că acel părinte care va îndrăzni să facă o educație proastă, eventual să-și bruscheze copilul, pentru copilul asta vede, asta face ulterior. Deci, acele familii vor avea un alt fel de viitor din momentul în care părinții vor ști de frica legii, părinții vor ști că asta va dăuna copilului atunci când el va fi mare, nu trebuie să vadă comportament necivilizat în familie pentru că se va comporta la fel. Și de aici începe totul. Citit mai mult, respectat legislația și interacțiune, pentru că oamenii dacă ar avea timp în pandemie să citească, să se vadă, să discute lucruri care nu le-au discutat niciodată, să facă astfel de forumuri, da? Pentru că acum poți să te întâlnești online cu toate rudele, stai să vorbești despre ultima știre, despre ultima minciună difuzată de televiziunile publice sau de televiziunile mafiei. Oamenii ar avea ce face dacă ar avea mai multă imaginație și mai puțini nervi scoși din coropșică. Dar cum comentez, frate, sau amândoi invitații, dacă vreți, cum comentați gestul celora de la Sângerei care l-au stropit pe un demnitar cu verde de briliant, cu zelioncă pe cap și au nimerit și în ochi, ca pedeapsă, nu știu, din partea cetățenilor, din partea partidului cu numele Pace, pentru că s-ar fi vaccinat înaintea rândului? Cum vă pare acest gest? Eu sunt convins că asta e parte din strategie electorală. Un partid nou vrea să acapareze electorat de pe dreapta, pentru că partidul are pretenții de a apăra interesele cetățenilor cu viziuni pro-europene, dar comportamentul lor e de gopnic. Nu recomand nimănui să facă astfel de proteste, pentru că într-un protest trebuie mesajul tău să fie civilizat, nu să insulte, nu să ofenseze, nu să vopsească, nu să pună viața în pericol, pentru că verdele de briliant, dacă răzbate în ochi, eu sunt convins că lasă consecințe, nu mai zic că ar putea omul să-și piardă vederea, ceea ce nu-i recomandat. Și, în general, prin
forme de protest în care umilești pe cineva, îmi pare că nu te exprimi, dar de fapt agresezi. Mi-amintesc acum vreo 12 sau 15 ani, cred că vreo 15 ani, când un oficial european în Moldova ținea o conferință de presă și ciracii lui Voronin au venit, aia, socialiști tineri, și au aruncat cu un chefir, o pungă de chefir spartă și l-au stresat pe om, l-au speriat, l-au stresat, l-au murdărit. Și asta arată un grad redus de civilizație atunci când omul recurge la gesturi din astea, la limită. Amintește-ți și cazul tânărului care a vărsat găleata cu lapte în capul ministrului, indiferent ce scuză a avut el, cum și-a justificat protestul, mie îmi pare că la fel a fost un protest la limită și nu încurajez astfel de exprimare. Eu sunt contra exprimării în care tu uzezi un drept al tău de a te exprima public, încălcând dreptul celuilalt de a nu fi murdărit, de a nu fi stropit, de a nu fi pus viața în pericol, de a nu fi umilit până la urmă. Larisa? Da, oricum asta e o formă de violență, verdele de briliant, laptele e formă de violență și forma de o violență, cum n-ai da, cum n-ai întoarce, violența psihică, emoțională, ea are în ea un program destructiv. Și aceea că a spus Ghenadie despre școlile nordice, Doamne, nici nu știu cum să mă exprim, că să fie foarte frumos, cât sunt încântată de ceea ce fac ei, deoarece deja e demonstrat de mult timp, de medicină e demonstrat că violența verbală, când toate acestea, când o ironizez, când devalorizez pe cineva, când injurii sau care n-ar fi, ele echivalează, creierul interpretează la fel ca violență fizică. Pentru creier nu-i deosebire, creierul nu deosebește forma de violență, că e fizică sau că aceasta este o violență verbală. Și dacă copiii sunt din copilărie, trec prin așa că prin ironii sau injurii, adică tu deja îl faci, îi alcătuiești niște programe încă din copilărie. Tu îl faci ca prizonier a acestor programe violente și el la orice în viitor, în orice stări, când e mai iritat, mai nerăbdător, va avea tendința să-și manifeste agresivitatea. Sau, adică asta e mai tipic pentru copiii care cresc, pentru băieți care sunt cu violență. Pentru fete, de obicei, ele sunt ulterioarele victime în mâinile celor care au comportament abuziv, agresiv. Cu toate excepții sunt și invers. Sunt și băieți care sunt foarte victime în mâinile unor femei agresive. Adică aici nu zic cum e mai des. Și am vrut să dau un exemplu, el este sindromul broaștei. Cum se face când cu violența nici nu observi, când etapele a violenței, sunt anumite nivele și cu regret violența are o tendință spre a escalada, a se trece de la mai puțin grav la mai grav. Asta se cheamă aceasta sindromul broaștei ferte. Adică dacă pui o broască în apă rece într-o cratiță și o pui la foc, apa se încălzește treptat, mă rog, acolo se îmbunătățește apa tot mai fierbinte, circulația broaștei și broasca nu poate sări din apă și până la urmă broasca moare fiartă. Asta e metaforic, mă rog, acest exemplu. Dar dacă pe broască s-o arunci în apă fierbinte, e imediat de va sări și va fugi de acolo. Și deci asta e ca un exemplu unde poate duce violența asta care se începe câte puțin. Se începe de la aceleași
devalorizări, ironizări, injurii și apoi se trec la următoarele, treptat, treptat, până se ajunge la violența fizică și violența deja sexuală. Adică ele sunt, nu știu dacă poate le discutăm altădată, care sunt toate aceste etape, care aceste nivele a violenței domestice. Și cum a spus Ghenadi, vreau să zic aceea că ideea cu cititul cărților, că poți învăța în timp acest timp care au făcut așa o pauză forțată din cauza pandemiei, poți învăța de sine stătător sau cursuri online, o limbă străină, se poate de făcut tare mult. Eu, de fapt, într-un fel, sunt echilibrată, dar așa uneori mă deranja când mă suna cineva și nu înțeleg de ce mă deranja când te-am sunat că mă plictisesc. O prietenă, o colegă de clasă, așa eram de uimită, cum poți să te plictisești? Exact și acum, nu înțeleg lumea care zice că stând acasă s-a plictisit. Nu e pe măsura posibilităților mele. Invers, seara mă culc și mă gândesc, Doamne, ar fi bine dacă mai ascultam în colecție o emisiune, mai citeam un articol. Straniu, oamenii își cad așa, singuri exagerează. Alt treabă că unul care are tendințe agresive, el nu-l mai ajută nici cărțile, nici articole, nici emisiunile, el o să cate mereu cine să-și descarce ura lui, dacă el e setat, creierul lui are aceste programe în cap de a distruge, da, în cazul lor nu-l mai ajută cititul. Doar poate numai în cazul lui, că acum online fac mulți psihoterapeuți, psihologi, fac consultări online, dar e destul de dificil să-i convingi pe o persoană violentă că are nevoie de la ședințe psihoterapeutice. Una ce știu de la o doamnă care e psiholog foarte bun în Chișinău, nu o să o numesc, n-am acordul ei, dar ea a fost, mi-a povestit ea personal, că a fost în Israel, ea citea și ea lecții, chiar a citit la psihologi și a spus că acolo sunt, care, cum sunt identificați au fost violență în familie, față de copii sau față de partener, nu să mai zic soț-soție, de atâta că știu multe femei care sunt foarte agresive cu, au fost cu soții lor și din cauza acestor soțiilor lor agresive au ajuns că s-au alcoolizat. Deci, acolo în Israel îi obligă, sunt programe de stat. Dacă el a manifestat violență în familie și nu-i cu disă care e incorijabil, ceva cu o tulburare de personalitate gravă, psihopatică, antisocială, atunci îi obligă să urmeze tratamentul la ședință și dacă nu urmează tratamentul, e închis în detenție. Și au rezultate în Israel foarte bune. Foarte bune au rezultate, că evident că decât să stea în detenție, tot mai bine stă în familie, mergi la serviciu și e de lungă durată și de un an și câteodată și mai mult poate să dureze, să zicem că săptămânal și el e obligat să prezinte la poliție, dar acolo nu se prea psihoterapeutul, dacă nu i-a venit pacientul care prin hotărârea judecății trebuie să urmească tratamentul, are el singur grijă să anunțe la poliție că pacientul ăsta nu știu ce nu vine. Și cei care, adică au fost în familie, au văzut aceste abuzuri, această violență, când cu ei se lucrează, se reabilitează destul de mulți. Și adică, până la urmă, este un tată bun pentru copii, un soț bun. Chiar îmi place cum fac atunci și în țările nordice și în Israel. Când o să se ajungă să fie asta în Republica Moldova, numai Dumnezeu și Sfântul Petre știe, chiar nu știu când. Dar ar fi bine Lucia, și îi Lucia ordonează. întreabă ce părere avem despre Turcia care ar fi renunțat la Convenția împotriva violenței domestice, mai ales la adresa femeilor, convenție care a fost prima dată semnată, declarată la Istanbul, se numește Convenția de la Istanbul.
Se pare că Republica Moldova tot a semnat-o, dar n-a ratificat-o. Iar Turcia chiar a ieșit din această convenție. Ce părere aveți, dacă știți despre ce e vorba? Fiecare stat încearcă să găsească mecanisme prin care să mușamalizeze actele de violență care au loc în acel stat. Riscurile mari pentru Republica Moldova sau pentru Turcia sunt că autoritatea va trebui să recunoască fenomenul respectiv, oamenii să primească despăgubiri, în cazul în care autoritatea nu intervine sau intervine disproporționat sau faptele se repetă și persoana rămâne nepedepsită. Probabil de asta încearcă pur și simplu să evite rigorile legii, să facă așa încât să nu se vorbească prea mult despre cazurile de violență asupra oamenilor care nu știu să apere sau nu pot să apere, sau în general care au avut nenorocul de a face parte dintr-un cuplu violent. Mă gândesc că un prim exercițiu pe care îl pot face persoanele care sunt într-un cuplu și cred ei că în acel cuplu se aplică violența, e probabil să încerce să discute cu persoanele care fac parte din acel grup, pentru că foarte des se întâmplă că oamenii nu reușesc să comunice eficient, oamenii nu spun clar ce vor, nu spun clar ce le place, ce nu le place, iar ceilalți nu au ochi, urechi să-i asculte. Și de aici, din lipsă de comunicare, sunt foarte multe fricțiuni. Dacă oamenii ar pune la punct comunicarea, sunt convins că foarte multe chestii care pot duce la violență verbală n-ar exista. Alt aspect e că oamenii n-ar trebui să accepte nici violență verbală. Mi-amintesc și acum într-o situație din viață, când am fost înjurat pentru prima dată, eram într-o relație de mai mulți ani, și am fost înjurat și am zis că asta n-ar trebui să se întâmple și nu accept. Și unde face că, cum așa, că toată lumea înjură, că e firesc cumva să te trimit undeva. Și am zis, poate în alte cazuri e firesc sau poate tu privești ca firesc, eu nu accept. Mie îmi pare că dacă limbajul de comunicare între doi oameni degradează și oamenii se desconsideră și oamenii încep să vocifereze, încep să spună chestii durute, violente, doar ca să le treacă cumva din timp sau să le mai scadă din tensiune, din nervozitate, acel cuplu poate foarte ușor să spună că s-a terminat totul, indiferent cui aparține inițiativa, dar să pui piciorul în prag, să spui că eu asta nu accept, e un drept al tău. Iar în cuplurile în care oamenii reușesc să interacționeze, să comunice, să se pune de acord pe anumite chestiuni, acolo vor fi mult mai puține motive de ceartă, de ciondăneală, de stricat dispoziția celuilalt, de șicană. Sunt foarte multe chestii care oamenii trebuie să le conștientizeze de ce le fac, inclusiv cei care probabil cred că așa e de la Dumnezeu sau așa m-a lăsat mama și bunica, așa, ereditar am moștenit chestia asta, să te frec la creier. Probabil acele persoane ar trebui să înceapă să-și analizeze discursul, să-și analizeze pretențiile, să-și analizeze felul de a fi. Pentru că dacă nu faci chestia asta, un exercițiu minim de a înțelege ce faci tu, poate îl deranjează pe celălalt, poate felul în care îl privești, poate felul în care te-ai adresat, poate tonul vocii. Sunt foarte multe nuanțe pe care oamenii preferă pur și simplu să facă abstracție și să zică nu există. Și ce dacă te-am făcut prost? Ce dacă te-am făcut imbecil? Deci, oamenii ar trebui probabil să vadă mai multe filme de calitate, să citească mai multe cărți de calitate, să aibă discuții de calitate. Sunt foarte multe forumuri, grupuri, astfel de întruniri, cum facem noi online, în care oamenii interacționând să învețe de la alții. Am învățat foarte mult de la oameni pe care i-am întâlnit poate o singură dată, la nu știu ce petrecere sau la nu știu ce seminar sau pur și simplu în aeroport undeva, stai și urmărești un cuplu, urmărești doi oameni și vezi nivelul lor de comunicare, vezi că oamenii ăia au pus totul la raft, oamenii ăia știu să interacționeze, oamenii ăia știu ce vor unul de la altul și comunică
foarte mult vizual, comunică aproape fără cuvinte, ceea ce îmi pare extraordinar. Învățați de la alții, fiți mega deschiși, eventual faceți schimb de astfel de metode, de impresii, de fel de a comunica cu maximă deschidere și s-ar putea să vă fie mult mai ușor. Eu n-am acceptat niciodată să se discute pe ton ridicat, să se discute cu înjurături. De ce acceptați voi? De ce ați acceptat voi? Nu mai zic deja în prezența copiilor sau în general să-i educi copiii în spiritul ăsta. Să-i umilești la fiecare pas, să-l trimiți la origini, să-l faci imbecil. Asta rămâne pe viață. Omul ăsta va fi cum ai fost tu cu el. Dar nu suntem învățați la școală cum să gestionăm o relație, cum să ne educăm copiii, da. Fiecare după ureche se descurcă. Asta am vrut eu să încep acum, că mulți mai asta trebuie să fie niște încă din școală. Poate părinții abuzează acest copil și n-au niciun interes, dar nici n-au nici cunoștință că procedează cum ar fi corect să se poarte cu copilul lor. Ceea ce au văzut de la părinții lor aduc același model, același programe, le aduc și în familie deja copiilor lor când cresc ei mari. Dar în școală nu se fac ore și nu înțeleg de ce ca, să zicem, la aceste ore să vorbească care sunt primii indicatori a violenței, ca să-ți dai seama că asta deja este violență. Adică ar putea foarte bine să le explici copiilor și dacă să le explici odată, două, trei ori, până la urmă copiii ce o să conștientizeze care sunt indicatorii violenței și el nu o să mai accepte, alții copii fiind o fire mai deschisă o să recunoască dirigenții sau dacă este psiholog în școală sau în care asistent social s-ar putea descoperi din timp multe, adică cel puțin ai putea opri violența față de copii. Nu mai zic de violența de la orfelinate și din detenție, că nu ieșim din life, din acest life o săptămână, dacă să intrăm așa în toate unde se manifestă violența. Așa că sau la locul de muncă, câte locuri de muncă ești eu unde îmi spuneau pacienții că la locul de muncă șeful, șefa care cu comportament neadecvat fiind cu o tulburare de personalitate sau fiind așa un tip tiran, umilesc angajații. Dar dacă s-ar învăța în școală care sunt indicatorii, nu mai trebuie multe ore și acum literatură de specialitate este cât lumea și în internet și autori de cărți, numai eu care nu sunt în domeniul psihologiei sau psihoterapiei și noaptea să mă trezești, spun vreo 10 autori care niște de valoare recunoscuți în toată lumea. Păi pune mâna pe carte, citește și explică-le la copii ca să nu tolereze nici ce cum față de el. Colegii, uneori, chiar și unii pedagogi manifestă că își permit și numesc, umilesc copiii la școală. Să fie atent la anumite, sunt anumite mici clișeuri așa, care deja vorbesc, uite, aici este violență. Mulți s-ar putea de preîntâmpinat. Eu zic că este un procent de populație care e cu tulburare de personalitate, care e cu psihopatie și tot una de la doamna care citea lecții, psiholog din Chișinău, care e un psiholog renumit, ea spunea că îmi povestea că a avut cazuri cu copii care nu era nicio șansă, dar erau părinții inteligenți care au citit și au dat seama că cu psihopatie și împreună cu psiholog, cu psihoterapeut, așa cu mari greutăți, au fost destule greutăți, până la urmă sunt foarte adaptați în viață, au familie, adică acolo e invers, adică uite copilul a moștenit genetic de la un bunel, eu știu de la cine, de la o bunică, și, dar dacă și-au dat interesul părinții, au reușit
toate acestea care aveți tindins unul din copii care mi-amintesc, în afară de violență verbală, spre vagabondaj. Și până la urmă au scos-o în capăt și cu celălalt copil. Nu își doresc, îi vin așa părinților, dar deoarece pe părinți nu pe toți îi mai poți duce școlii acum, adică mult i-ar putea face corecții și mult ajutor s-ar putea face copiilor din școală. Vreau să vă întreb, eu am privit cândva un film despre trauma colectivă și mă gândeam că există undeva studii, o abordare despre chestia asta, pentru că în Moldova nu întâmplător suntem în fruntea violenței în familie, suntem în top la nivel european, tot aici suntem în topul sărăciei, suntem în topul consumului de alcool. Deci sunt niște lucruri care cumva sunt legate, conexate între ele. Și m-aș bucura dacă ați putea povesti despre asta. Asta este, cred că, legat și de lucrările care le-am citit eu, traumele generațiilor. Adică că au fost foarte traumați generațiile Sărmana Basarabie, când încolo, când încoași, când cu rușii, când cu nemții. Adică vorbesc așa. Da, dar întrebarea asta e cum se manifestă chestia asta? De exemplu, bunicii care au fost deportați, au fost maltratați, bătuți, distruși. Cum se transmite asta prin ereditate sau cum? Cum se Nu manifestă la mine? Prin ereditate, nu se, dar prin modul de asta care îl are ea. De exemplu, unii care au fost represați și a venit, el poate fi agresiv. Altul vine și e foarte umil, invers, adică nu poate stă ca broască ceea și tot așteaptă să... Nu poate face față lucrurilor când este agresat. Oricum se manifestă, e considerat chiar și mamele care au crescut cu părinți violenți, iar chiar dacă pe urmă e o victimă ideală pentru agresor, tot una pentru copiii ei, măcar în ceva poate să manifeste violența, să zicem că cel puțin verbală. Ea se transmite cu siguranță. Eu poate dacă să mă pregătesc, dar adică ca să răspund, articolele le-am citit de mult timp, dar denumirile le țin minte exact. Traumele generațiilor, mamele traumate, care, adică și copiii lor, cu siguranță. Dar în Basarabia, eu doar am zis de la început că am impresia că e un mare experiment, că degrabă o să cred în teoria conspirațiilor. Că s-au făcut cum poți crește un popor să-l faci umil. Să-l faci umil, că nici nimeni nu urmărește scopul să-l facă foarte agresiv. E de ajuns să fie un 10% de populație agresiv și 90% restul o spună lor. Andrei Diaconu zice că România e cam la fel ca în Basarabia, adică nu-i cu mult înaintea Republicii Moldova, la orice capitol și probabil se referă și la asta, cu consumul de alcool, cu violența domestică, cu injustiția și tot așa. Ion Ungureanu detaliază violența. E legată strict de consumul de alcool și lipsa școlarizării și sărăciei. Poate și fi? Încă din traumele, mă scuz că mi-am amintit, încă un moment care e din traumele generațiilor, acești bunei care au fost represați, ei au trăit într-o frică și ei la nivel de subconștient transmit această stare de frică, dar starea de frică asta e stres cronic. Și unii o iau razna, unii în stres cronic, fiind în stres cronic, el vrea să depășească, face un efort, uneori neomenesc și el devine totuși o persoană așa ca un diamant șlefuit în noroi, chiar de a crescut el în mediul ăsta care, nu zic că bunei agresivi, dar bunei care au fost traumați, represați, care au trecut și el stările astea, dar de ăștia mai rar, care diamant șlefuit în roi. De obicei el ia două căi, ori e prea umil și e o unealtă ușor de manipulat. Ei și o parte din ei devin viitorii
care sunt agresori, agresivi, persoane agresive, dar cu siguranță se transmite trauma generațiilor. La câțiva autori am citit articolele. Mai poate cu vreo 5 ani în urmă, atunci m-a interesat că era legat de Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii și chiar eram curioasă cei care au fost represați. Și observam, dar am observat că din rudele mele foarte multe rude. Mai devreme a comentat cineva, Oleg, dacă poți afișează încă o dată comentariul să citez persoana. Ultimul comentariu, da. Ungureanu zice că Ion Ungureanu spune că violența e legată strict de consumul de alcool, cu lipsa de școlarizare și sărăcie. Eu n-aș pune totul numai în cârca faptului că oamenii consumă alcool și de asta violență. Eu nu sunt de acord cu asta pentru că sunt oameni peste oameni, iar din momentul în care știi că nu poți conduce acel pahar de vin până la pat, liniștit, fără să înjuri pe nimeni, fără să agresezi, fără să fii violent, mai bine nu consuma. Și da, cred că oamenii, dacă ar fi mai citiți, ar fi mai deschiși la minte, ar fi mai umblați prin lumea asta, s-ar putea să vă schimbați opinia și să vedeți că atunci când mintea ți-e ocupată cu multe, multe chestii interesante, nu ai timp nici să fii violent. Nu ai timp nici cerți cu ceilalți, nu ai în general predispunerea de a ofensa pe ceilalți. Deci, basarabienilor, cred că și românilor, le lipsește timpul acordat fiecăruia, fiecare cetățean nu are atâta timp încât să-și studieze caracterul, să studieze necesitățile, eventual să stea, să-și vadă de liniștea lui fără a-i agresa pe alții. De aici ar începe toate. Dacă oamenii s-ar uita mai des la ei și nu la ceilalți. Este un motiv care Constantin unii sunt Bob agresivi. are un comentariu. Stai că Oleg vrea să-l citească. Da, te rog, Larisa, scuze-mă. No, unii sunt agresivi că au tendința. Ei, e îmbucurător faptul că nu sunt mulți, noi, hai să zicem până la 10% de populație, dar cred că exagerez din asta, din motive personale. Adică mai puțin, e considerat de specialiști, 5, 7, 8, care așa e felul lor de a fi, ei doresc să se autoafirme. Când umilesc pe cineva, când manifestă violență fizică, verbală, adică când țin în teror pe cineva, e o modalitate a lor de a se autoafirma. Și Și aici acum vorbesc. întrebarea, dacă acei oameni ar risca ani de pușcărie sau amenzi usturătoare, cât ar lucra jumătate de an sau chiar un an pentru astfel de gest, de a umili pe cineva, de a lovi pe cineva, de a face scandal, dacă omul ar ști că legea e dură și s-ar aplica, cum credeți? Procentul ar fi la fel de mare. Oameni care vor Bă, îți viteji și vor nu. să manifeste. Nu, nu, o să zic cu așa o comparație mai urâtă, aș strânge coada să vezi cum. De atâta că îi demonstrat deja că Sau mulți. cei care ar putea să-și permită, te înjur, dar îmi permit, că am bani și plătesc. Dar probabil etapa următoare ar putea să fie și detenție, nu? Da. Și aceștia, este uimitor că acești plini de curaj, care sunt în familie, care snopesc în bătăie copiii, soția, foarte mulți din ei, când se duc la serviciu, în societate, cu vecinii, cu prietenii, e foarte drăgălaș, e foarte atent, e foarte slugarnic, uimitor. Dar dacă ar fi acești copii, ar avea o pregătire, să zicem, iarăși, ar fi ajutați de pedagogi din școală care li s-ar explica permanent copiilor că să nu accepte violența, să vii să anunță, atunci sărmanul, dacă ar sta un pic în detenție sau o amendă mare, amendă eu sunt mai rezervată că amenzile mari, usturătoare, se răsfrângă asupra bugetului familiei și tot mă gândesc. Dar niște munci de astea care în folosul comunității sau detenție, cred că ar fi mai bine.
știți, s-ar domoli sau dacă ar vedea că nu se poate domoli, ar lua decizia, eu nu pot trăi în familie, că sunt agresiv și gata. Și s-ar duce și ar trăi ca un lup acolo aparte, dar măcar n-ar nenorocit niște copii. Adică eu sunt pentru să fie dur. Legislația, știu că în țările acestea nordice e foarte dur acolo, nu-ți dădăciți ca cum în Chișinău. La în Chișinău câteodată ai impresia că îi dădăcesc pe agresori, nu că să-i amendeze. Cam așa. Lucia Eu nu zice sunt de că la acord cu noi e chestia. cazul legii dure și din cauza asta jumătate de țară a plecat afară la muncă, cei care au rămas acasă ar sta la dubă. Eu A, nu sunt de zice, acord dacă cu ar fi astfel abordarea de lege. asta, Lucia, pentru că oamenii, chiar dacă pleacă din Moldova, să zicem că de teama legii dure, ajung în lumea civilizată unde legea e la fel de dură și trebuie să o respecti. Deci, dacă urlau în Moldova, în familie, sau erau violenți și loveau membrii familiei, la fel vor fi și în Occident. Deci, e același risc. Chiar cunosc cazuri de români care au rămas fără copii pentru că îi țineau în cort sau pentru că îi țineau în condiții inadecvate, creșteau copii și după aceea veneau acasă și făceau scandal că România nu-i apără și că Norvegia, Belgia sau Temirice, țară europeană, le-a luat copiii. Și vin cu tot felul de sperietori că vor să-i dea la înfiat, la gay, la lesbiene, la nu știu ce. Că ei ar fi familie tradițională și cresc și educ copiii în stil tradițional, atât de tradițional încât copiii ce fie nu erau spălați, fie nu erau hrăniți, fie nu erau duși la școală. Mai devreme am început să citesc comentariul lui Constantin Bobu, dar n-a apăsat sunt pe mutra mea și microfonul meu nu s-auzea. Eu vorbeam, dar voi n-ați observat, pentru că am mască. Și Și pentru des, că des se chiar întâmplă dacă să țineam vorbești microfonul în singur. față. Da, vorbeam singur și voi nu v-ați dat seama. Dar până la urmă nu le mai citesc comentariile lui Constantin Bobu pentru că le afișez pe ecran și le citește toată lumea. Dar vreau să explic totuși pentru că am promis lui Ion Ungureanu, am promis că din când în când o să explic de ce port mască. Am făcut curat în camera asta. Am stârnit praful și sunt alergic la praf și deci am avut un acces de alergie și dacă nu port mască, încep acuși să strănuc sau să-mi curgă nasul și să-mi suflu nasul. Nu cred că vă doriți asta. De deci ce vă rog să mă suportați așa din când în când cu masca pusă, mai ales că are cine vorbi, vedeți că și Ghenadi și Larisa vorbesc bine și convingător. Oricum, avem deja un ceas de când vorbim și am putea și să închidem acuși, poate eventual cu niște concluzii de final. Eu, din contră, mă gândeam să încurajez lumea, pe lângă faptul că odată la 10 minute vorbești de masca ta și justifici de ce o porți, să spui oamenilor că au libertatea de a comenta ceea ce vorbim noi în scris, să-ți trimită, iar cine vrea să completeze, cine vrea să vorbească mai mult, adică să participe în emisiune, să le dai link-ul în credere. Cel puțin la 10, 20, 50 de persoane care îi cunoști, știi că nu-i robot, eventual nu-s din ăștia sabotori, că mai sunt și astfel de persoane, ca să nu vorbim numai noi. Larisa, concluzie. Greu de explicat la oameni, ei intră, se uită, văd, fac imediat concluzia, înjură și pleacă, da? Cum a fost cazul lui Vadim Coșleț, care m-a înjurat și se pare că e de-a nostru, pământean, l-am văzut și în grupul Frătești, nu? Deci poate fi de la Pepeni, Sângerei, Bălășești, Răzălăi, Prepelița din satele celea. Omul a intrat, a înjurat și a plecat și a făcut imediat o concluzie. N-a stat să afle răspunsul. Sper că a stat să aștepte răspunsul explicației Ion Ungureanu, chiar dacă era în comentarii explicația mea. Dar observați cât de intoleranță sunt basarabienii noștri, din momentul în care sunt foarte multe emisiuni care au loc la fel. Invitații sunt mai mulți și poartă mască, moderatorul, unii mai poartă mască. Deci, care e problema lui? Acum, în România, e mare scandal că chiar ministrul sănătății riscă să-și piardă funcția pentru că a apărut în câteva emisiuni fără mască și era la serviciu. Iar oamenii știu că eu sunt acasă. Dar pentru mine și acasă sunt ca la serviciu. Și iată, am dreptul să port mască pentru că am explicat de ce. Da, tot s-a vorbit de mască, cu regret de mască, nicăieri nu ridică nimeni întrebarea cum e corect masca, la câte ore de schimbat,
cum ar trebui să fie o mască. Nicăieri nu am cătat și nicăieri nu e așa informații. Adică În dacă cazul dat, sunt... e un subiect pentru zilele următoare. Ne Da. documentăm, ne pregătim și după aia vorbim, că nu cred că putem Da, vorbi asta fără că să știm. ar trebui să fie indicații concrete. Eu am vrut să zic de grupuri care ai vorbit tu, Ghenadi, eu am observat că foarte mult ajută. Eu singur am aderat la un grup, da, în engleză nu mă descurc, dar sunt multe grupuri chiar și pe Facebook, am urmărit tot ce e legat de violență și violența domestică. Aici violența la locul și la locul de muncă, că sunt maturi, nu pot fi violența în școală, nu pot fi cei din detenție că nu sunt pe internet, dar despre violență domestică și la locul de muncă. Și sunt grupuri atâtea, unele mă mai chinuie și le mai traduc prin translator, dacă văd alte grupuri în alte țări. Vai, ce mai socializează și niște grupuri atât de mari să susțin reciproc. Și uneori îmi dau seama că această susținere reciprocă a acestor femei sunt și bărbați. Vreau să zic, chiar am câțiva bărbați care au nimerit așa, au așa soții, partenerii de viață care sunt foarte violente, să susțin atât de mult că se descurcă, învață, își recomandă unul la altul ce specialiști, ce lecții să asculte, să zice eu că este pe YouTube, sau ce cărți de ce autori, care și cum s-a descurcat într-o anumită situație, în special foarte mult se susțin cele care sunt în perioada de divorț, când nu-i chip altfel de scos în capăt dacă este un tiran domestic, cum se comporte. Aș zice eu că ideea cu grupurile e foarte bună. Cu regret nu am găsit, dau sfaturi cum cu copiii, cum să-și ce îmi place, urmăreau cum să-și protejeze copiii mici de agresiune. Cu regret nu am găsit așa grupuri dacă sunt în limba română. Uite, în română n-am găsit. Ar fi bine dacă s-ar forma așa grupuri și acolo când pe WhatsApp, e că un grup al știu și chiar și pe WhatsApp, majoritatea sunt pe Facebook, și comunic între ele, doamnele, și vă zic că sunt și câțiva domni. Și văd eficiența, când până la urmă scrie, ura, am reușit, asta, 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 m-am L-am descurcat, am bătut. depus. A, nu, am depus plângere. Nu, 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 să vedeți și că aici e corectitudine, este cea de bază care persoana, ea e psiholog și criminalist, mi se pare că. Ora, am reușit, am scris, am găsit martori care să vadă că sunt abuzată. Alta, uite, am reușit, am depus plângere la poliție. Nu, 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 e cu corectitudine, stau așa și chiar urmăresc și mă bucur. Mă bucur că, uite, câte femei într-un grup, în acest mare grup își găsesc o soluție, au găsit o soluție pentru ele în situații de abuz în Așa familie. cum spuneți că vedeți, în alte țări sunt grupuri, nu știu dacă sunt în română, puneți mâna și creați unul. Dacă nu este, faceți unul, sunt sigur că o să fie popular. Celelalte grupuri în alte țări tot au pornit la ceva. Când au Da. constatat că este problema, au formulat-o și au început să adune oameni. Deci sunt sigur că va Da. fi popular în cazul în care el nu există sau dacă nu e gestionat ca lumea. Da, Mă gândeam la puterea exemplului. Dacă ați încheiat concluzia, scuze. gata, asta a fost. Cu grupul, ți-am spus că adică tu ai pomenit așa puțin, dar eu am vrut să zic ce care eu fac parte dintr-un grup și că urmăresc câteva grupuri ca să văd și dacă e eficient sau nu. Și m-am convins că e eficient. Sunt foarte utile grupurile în care sunt gestionate bine postările. De obicei, moderatorii încurajează lumea să vină cu subiecte de discuții, încurajează comentariile la temă și, eventual, intervin foarte mulți specialiști care imediat te ajută. Am observat zilele trecute într-un grup al străinilor în Islanda cât de simplu a fost. O persoană a scris că eu sunt rezidentă în Islanda de mai mulți ani. Și iată o persoană din țara X îmi amenință copiii cu răfuială fizică sau că o să-i omoare. Unde pot să mă adresez? Pentru că el, din discuție, am înțeles că intenționează să vină în Islanda.
Cred că n-a durat nici 7 minute de la publicarea postării, erau deja vreo 45 de comentarii cu link-uri simplu, explicit, apelează la autoritatea asta. Vezi că și ei ar putea fi interesați. Dă-le detalii, ei au juriști buni și o să te ajute să revii, să ne spui dacă mai ai nevoie de ceva. Deci asta se întâmpla în minute numărate din momentul în care a fost făcut public acel caz. Și sunt convins că autoritățile vor reacționa. Dacă nu vor reacționa, tot așa pe astfel de grupuri vom afla foarte ușor. Și îmi pare o chestie extraordinară, invenția internetului, să o poți folosi în beneficiul populației, nu doar să-ți furi timp. Apropo, ca o sugestie, am deconectat acum vreo 4 ani, cred că, sunetele de la rețelele de socializare. Eu nu mai accept că dacă cineva a dat un like, mie să-mi vină bim bim, dacă mi-a scris un mesaj, să vină altfel de bim bim. Deci porcăriile astea eu le-am scos și viața e mult mai interesantă și mai simplă. Asta a fost un semnal că trebuie să mă ridic, să fac mișcare, ceasul îmi spune că am stat prea mult în emisiunea asta. Revin la puterea exemplului. Puterea exemplului pozitiv. Oamenii când zic, eu niciodată n-am să citesc cărți, nu știu, dezvoltare personală sau psihologice sau cărți, literatură artistică, niciodată n-am să. Dar tu încearcă și fă. Pur și simplu deschide cartea, te uite la cuprins, te uite la ultima pagină, de obicei îți spune despre ce e cartea, eventual citești o referință despre cartea asta, ai două, trei piste posibile, poți chiar să citești ce e cu autorul acela, dai pe Wikipedia sau în altă parte. Într-un moment s-a stârnit curiozitatea. Cine e Borges? Cine e celălalt? Cine a scris? Dar ce a scris Goma despre Basarabia? Ah, dar de ce îl înjură toți? Ah, dar stai un pic, ce e acolo cu ostenatul sau ce e gherla? Și vrei, nu vrei, pornești de la un autor, de la un titlu de carte, de la o emisiune și ai pe o săptămână activitate să citești niște lucruri extraordinare. Sunt convins că acei oameni au o șansă în plus de a-și schimba viziunile din momentul în care decid să se cultiveze. Dacă decid să stea ignoranți, decid să stea izolați, decid să o dea pe înjurături și pe violență, acei oameni cumva singuri și-au semnat verdictul și au toate șansele să ajungă conform legislației după gratii sau cu amenzi sau izolați de societate. Despre violențele din 7 aprilie, sunt total dezamăgit de felul în care autoritatea a gestionat acele dosare de investigare a torturii. Sunt total dezamăgit de faptul că mai toate persoanele cheie care au fost atunci în funcții publice pe vremea lui Voronin când s-a aplicat tortura, acele persoane, cred că 95% din ei au fost promovați ulterior, chiar dacă Voronin a plecat de la guvernare. Asta arată că mafia are tentacule transpartinice. Asta arată că cei care au făcut mult rău societății, de exemplu Papuc, da? Pentru că era șeful Ministerului de Interne, sau Gurbulea, sau alții vreo 15-20 de astfel de granguri, au ajuns în funcții importante și acum decid multe dosare în instanța de judecată sau decid soarta Republicii Moldova. Asta mi se pare nedrept și cred că Republica Moldova ar trebui să-și ia revanșa. Cetățenii să-și ia revanșa prin a nu mai vota criminali, prin a nu mai vota pe cei care au fost, prin a nu mai vota pe cei care vă mint, vă fură și nu se țin de promisiuni. De la asta începe totul. Dacă oamenii încep să-și facă ordine în gânduri, dacă oamenii încep să aibă atitudine față de tot ce e în jurul lor, de exemplu, îmi place asta, nu-mi place asta. A, protestez de ce? Pentru că nu-mi place cum aia țin câinele legat și nu-i dau mâncare, îl țin însetat. Deci oamenii trebuie să înceapă a avea atitudine față de ceea ce e în jurul lor. De aici încep reformele, de aici începe statul de drept să funcționeze, când omul își ia rolul în serios. Am vrut să zic că mai simt, deci am vrut, eu tot mai am discutat data trecută că vreau cu tema aceasta violenței. Când victimele pot ieși din acest cerc a violenței, el capătă încredere în sine, el nu mai este acea persoană care nedeterminată, confuză, că cei care se află trăiesc într-un stres continuu, evident, am vorbit și de hormonul cortizol și că este mereu confuz. Dar rupând acest cerc a violenței, el exact
va putea face ce ai spus tu, Ghenadi, să crească continuu, dezvoltare personală. De asta și cred că e un bun început de a opri această violență. O violență că atunci omul poate gândi mai lucid. Că credem că o cantitate mare de cortizol în sânge și în starea asta de frică, de stres continuu, nu prea poți gândi lucid. E foarte dificil, e demonstrat. Și atunci, dar sunt oameni care sunt luptători. Adică, necătând la condițiile, o recomandare a mea care, uite că nu vorbesc între ei, că ai spus că nu discută între ei. Asta e foarte grav. Că victimele în familie stau și rabdă și nu spun nimănui. Te ia groaza. Când tace din gură, nu-i de ajuns că el nu scrie la poliție, că la poliție, știți, la poliție trebuie neapărat să-i aduci această expertiză medico-legală că ai fost abuzat fizic, dar că ai fost abuzat emoțional, nu. E foarte dificil că lumea nu discută. Și iarăși ajungem la aceleași grupuri. Că uneori victima este foarte rușinată, adică o problemă a victimilor în familie, chiar și a copiilor și în special a băieților. Băieții când joacă între ei la joacă, chiar dacă e abuzat de tată ori de mamă, că uneori mamele abuzează poate și mai mult decât tații, e bătut, e snopit în bătăi, el sigur că nu o să iasă să discute acest copil cu adolescent, cu prietenii lui, că ea că m-a snopit în bătăi mama sau m-a snopit în bătăi tata, m-a umilit, în jos asta. Și asta e o problemă gravă, că nu se discută. Și rămâne atunci că până ce să-i recunoști la colegii de la serviciu, la rudii, tot e foarte dificil că victima are așa un fel de debusolată, confuză și se crede uneori ea că e vinovată, că e victimă și nu are curajul să recunoască nimănui prin ce trece. Și atunci, da, în grupuri, că știi că e multă lume care nici poate nu o să te vezi niciodată în viață, e o soluție foarte bună. Și ea discutând că, uite, cineva o să povestească despre ea, cineva o să povestească despre copiii ce au pățit la școală. Și în așa discuții, până la urmă, ieși la mal. Cam așa. Situația asta cu violența domestică și cu nedorința de a vorbi despre asta îmi amintește de situația asta a mea când apar, iată, pe internet cu mască și toți ori fac ochi mari și întreabă ce-i cu tine, Brega, porți mască și acasă, ori mă atacă imediat fără ca să se intereseze, dar poate stau într-un mediu infectat, poate sunt în carantină, poate câte și mai câte motive poate să fie. Deci oamenii noștri sunt ignoranți, nu vor să știe mai mult, se grăbesc să se dea cu părerea, chiar dacă sunt total pe din afara subiectului. Am un personaj care mă critică în tot felul, mă flândurește, mă înjură și după aceea văd că acel personaj nici măcar nu știe să citească. Deci citește pe silabe un cuvânt. Vă dați seama cu cât e mai primitiv omul, cu atât e mai grăbit să dea cu etichete, cu înjurături și cu Da, cum scrie concluzii. de momentul în care nu poate citi. Exact. Și când nu poate scrie omul, se apucă să facă live-uri, să dea etichete și cu citate din alții. Cu citate din alții, pentru că ideile sale nu le are și atunci bagă citate din alții. Vasile Fotescu, activist biciclist, activist politic, profesor și câte și mai câte, zice unde nu-i cultură, este violență. Și tot el zicea despre măști mai devreme, e valabilă masca 2 ceasuri. Poți să porți și 4 ceasuri o mască chirurgicală bună, dar măștile, cum a zis și Ghenadi la început, sunt diferite și pot să fie, cum se spunea pe piață, jumătate dintre măștile disponibile sunt neconforme standardelor pentru o mască medicinală chirurgicală. Se spunea în Austria, în Germania, sunt obligatorii acum măști FFP2, care sunt cu totul altfel și sunt mult mai ermetizate decât asta și mai scumpe decât asta.
Dar eu le zic invers oamenilor, purtați orice fel de mască, e de preferat o cârpă, o băsma, o bandană, orice pusă pe față, decât să nu porți nimic. Dar e bine ca și băsmăluța să o speli din când în când, să o dezinfectezi, să o dai cu spirit. Unde e spiritul? Uite, Fierul spiritul. de călcat cu Cu ferul de sulfur. călcat și tot așa, da. Era Și tot pentru așa ce cu îți dai cu spirit vaccinul. pe microfon. Nu-i bai, că suportă el săracul. Și îmi iau alt microfon. Tot așa și cu vaccinul. Vaccinați-vă cu orice ser, cu orice antivirus, decât să nu vă vaccinați din ochi, e mai bine. Te-ai Hai că astea preferat ar cu fi un bune. antivirus autorizat. Auzi? Da. Tu ai zis de persoana respectivă că el nici măcar nu știe, ea ca nu poate să citească, dar ai auzit de dislexie, poate omul are problemă și tu Poate, acum te-ai apucat să-l da. Și asta critici. e, și asta e de discutat. Iată o idee bună pentru Larisa, care ziceam că e medic de profesie. Cum faci să vorbești de la egal, curajos, cu omul, în spațiu public, pe internet, dar să nu uiți nicio clipă că acel om poate fi suferit de boli mentale, poate suferi de debilism, idioțenie și alte chestii, poate să fie cu dizabilitate intelectuală, sau poate să fie surmenat, sau poate să fie după 17 ceasuri de muncă, nu? Cum Da. facem să rămânem integri, principiali, corecți, curajoși, dar și să nu atacăm omul care, am zis, în ce situație vulnerabilă poate fi? Poate fi o mamă care n-a putut dormi toată noaptea și își crește copilul și răspunde pe sărite și păsărește? Sau cum să învățăm pe oameni să nu intre să se exprime într-o astfel de situație vulnerabilă? Totul depinde de educație și autocontrol. Dacă ai un autocontrol bun și ești... S-a mai întâmplat că, de exemplu, eram agresată în metrou, când eram odată în autobuz. Dacă nu răspunzi violent la că ești agresat, că i s-a părut că stai în cale și din cauza ta nu poate trece exact lângă geam, nu că ignori așa demonstrativ și fără să comentezi, dacă observi că o persoană e destul de agresivă, cred că e cel mai bine să-ți păstrezi calmul. Numai dacă ești agresat direct, încerci să răspunzi, dar tot la fel calm și fără să umilești, fără să josești. Că niciodată și un om cu psihica integră, când e foarte obosit, tu poți ști ce reacții va avea. Dar, minte, dacă e vorba de un bolnav psihic sau cineva care a consumat droguri, alcool, adică poți evita, nu zic toate 100% de situații. Eu am avut o situație o singură dată când, da, era cineva m-a ajutat care băut. Am rugat, adică, pe oamenii care erau la stație să-l pui pe o bancă și el și-a venit în fire, dar tot nu venea microbuzul. Și m-a cătat pe mine unde e cei care m-au găsit jos că mi-au furat geanta. Tot eu eram rar. L-am luat din mijlocul drumului împreună cu niște oameni. Adică excepții sunt. Dar cel mai bine e să încerci să vorbești calm. Și atâta tot. Altceva, o altă posibilitate și până la urmă tot o să te orientezi. Aici cred că trebuie să fii foarte empatic. În primul rând să înțelegi, vă pot ajuta sau mă scuzați, mă grăbesc, așa, numai pentru a evita. Și nu faci asta din frică, dar pur și simplu că mai ți-e milă de omul ăsta, poate sărmanul e bolnav, poate sărmanul e chinuit așa de viață și caută pe cine să-și verse și el agresivitatea. Cred că dacă ești uman, în multe cazuri poți evita situațiile astea, chiar dacă cineva încearcă să te abuzeze. Dacă când îl vezi că faci cu bună știință, sunt unii care îl știe, îl cunoști, că are el și intelect și nici nu a consumat nici alcool, nici droguri, cred că la acești oameni poți intra într-o discuție, să-l întrebi, să-i dai întrebare direct. Nu încerci să mă provoci la o situație de conflict, de ce? Ce scop urmărești? Care al
îl cunoști deja. Dar cel străin care nu îl cunoști, cred că nu mai e cel mai bine așa, să eviți o confruntare, că nu o să ajungi nicăieri, nu ajungi nimic. Invers, când îți păstrezi calmul, atunci dai dovadă de curaj, că ești echilibrat, dar nu când reacționezi și tu la fel de violent și agresiv. Probabil detaliile sunt importante în astfel de Detalii. situații și contextul. Amintiți-vă, în instanța de judecată, foarte des, când cineva vrea să intervină, să depună o mărturie sau ceva s-a întâmplat, detaliile contează în mod esențial, contextul contează în mod esențial și, da, în momentul în care ești provocat și trebuie cumva să reacționezi, gândește-te că acea persoană poate nu are intenția să jignească, nu are intenția să provoace. Gândește ce a vrut, de fapt, prin acest mesaj să transmită. Și nu mai țin minte ce am vrut să zic, e că citeam comentarii. Nu pot să fac ca Napoleon două lucruri odată. De asta ziceam, detaliile și contextul e important. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vorbim deja de 85 de minute și asta e mult. Eu cred că e suficient pentru azi. Data viitoare poate o să vorbim despre asta, despre înțelegere în societate, despre context, despre inteligența de a evita conflictele sau de a le aplana în mod civilizat, fără înjurături, fără atacuri la persoană, fără Am putea umilirea face celor. invers. De exemplu, din ce poți isca un scandal? Știi, să inventariem 100 de motive din care poți face scandal, ca după aia să detaliezi cum nu Asta trebuie o să putem reacționezi. face și instinctiv, cred că fără cultură, fără educație. Din contra, doar cu educație poți să aplanezi, să eviți conflictele, mă gândesc eu. Nu? Pentru Da. că așa se pare că se învață la școlile de inteligență, de filozofie, nu cum să ieși victorios dintr-un conflict, ci cum să eviți acel conflict ca să nu ajungi niciodată să faci parte dintr-un conflict. Poți să-mi închipui, dacă ai avea cartea scrisă, 1.000 de metode de a face scandal și 1.000 metode de a aplana scandalul, probabil atacul a aplanat scandalul nu o să fie citit. Așa că mai gândește. Bine, mi-ai dat de gândit. Până data viitoare, Larisa Popovici, Ghenadie, Brega, mulțumim foarte mult pentru participare, mulțumim și celor care au comentat. Mai ales vă încurajăm să dați like, share, să susțineți acest fel de activism al nostru. Eventual să vă anunțați intenția de a participa și voi în discuție, așa, cu microfon, cu webcam. Până data viitoare, noapte bună! Noapte bună!